foarte multe orașe din România, să știți că am avut colegi care au monitorizat ce se întâmplă în alte orașe. Mai mult decât atât, când ne-am apucat să scriem acest dosar, am citit dosarele unor orașe care au câștigat acest titlu. Pentru că este foarte bine, asta te îndeamnă și Europa Unită să înveți din experiența pozitivă altora. Sunt modele de bună practică în Europa și n-am înțeles de ce foarte târziu s-a înțeles că trebuie să ne folosim de experiența lor și o să ne folosim, vă garantăm, după 7 decembrie, dacă aș Dumnezeu și ne calificăm deja, orașul Cosițe, capitala culturală Europei în 2013, a trimis o scrisoare de susținere pentru orașul Brașov și specialiștii de acolo care au trecut prin această experiență ne vor fi alături. Asta este iarăși un punct foarte important. Faptul că Brașovul încet să intre pe harta culturală Europei, să joace în Liga Culturală a Europei. Ieșim puțin din aceste mici județene. Lucrul cel mai frumos la Brașov, încă o întrebare în dosar, este de ce Brașov? Este că poate nu suntem cel mai frumos oraș, nici cel mai, nu știu, verde. Aveți la sfârșit o pagină, o să vă las plăcerea să citiți acel argument de final. Dar cu siguranță suntem un oraș frumos, cu siguranță suntem un oraș care poate să devină un oraș cultural. Foarte mulți au înțeles că prin capitală culturală Europei înseamnă că ți se cuvine ceva, că ai niște merite istorice și atunci, în mod obligatoriu, trebuie să primești titlul. Dacă am citit ghidul solicitantului, am descoperit că una dintre condiții era să te rupi puțin de trecut. În vara asta ați văzut pe Facebook niște concepte lansate de colegii mei pentru capitală culturală Europei. O să găsiți foarte greu sau aproape deloc cuvântul viitor. O să găsiți foarte puțin despre cum trebuie să fie Brașov anului 2021. În schimb, o să găsiți foarte multe lucruri legate de istorie, legate de multiculturalism, legate de trecut. România are o mare problemă de foarte mult timp cu aceea și asta se întâmplă din cauza a ceea ce am pățit zeci de ani și anume am fost îndoctrinați să ne raportăm ca în secolul al XIX-lea, doar la modele culturale romantice, naționaliste. În Europa Unită, cel puțin dacă dorim acest titlu, trebuie să lăsăm puțin deoparte lucrul ăsta și trebuie să ne gândim că Europa culturală înseamnă mai mult decât monumente istorice și tradiții. Dar pe de altă parte, e un capitol bun, un argument bun, atunci când spui că ești oraș cultural, să vorbești bineînțeles și să valorifici tradițiile și istoria. Am pus primul slide, nu întâmplător, cu stema Brașovului. Aveți acolo stema luată de pe poarta Ecaterinei, aveți stema orașului Brașov, stema actuală, și aveți apoi stema de pe Casa Sfatului. Cândva, acum câțiva ani, tot într-o colaborare cu Agenția Metropolitană, am publicat o carte care se numește Legendele Țării Bârzii și acolo era o legendă a stemei Brașovului, care vorbește la fel de cât de puternice sunt rădăcinile istorice ale acestui oraș și le avem peste tot și în acest dosar ele reprezintă tradițiile și istoria, însă de fiecare dată s-a schimbat coroana. Inițial am avut coroana Sfântului Ștefan, apoi am avut coroana Imperiului Habsburgic, apoi am avut coroana Regatului României, apoi am avut coroana lui Stalin, apoi am avut coroana lui Ceaușescu, apoi am avut coroana, nu știu cui, după 90, încă nu ne-am numirit, dar niciodată, după cum vedeți, n-am avut o coroană legată de cultură și de comunitate. Ori, ce ne-am propus acum este să înlocuim acea coroană, măcar în anul 2021, cu coroana Europei. Următorul slide, rog. Deci prezentul și viitorul reprezintă coroana. Și avem un mare noroc. Vă spuneam că suntem un oraș care are un potențial formidabil.
primul nostru nume este corona, coroana. Pe vremea când latina era limba internațională a Europei, noi am primit acest nume, corona. Îmi place sloganul care Sibiu s-a promovat în 2007. Ei spun, din secolul al XIII-lea, mereu Sibiu, mereu tânăr. Brașovul, încă de la prima mențiune documentară din 1235, a avut acest nume, corona. Coroana. Regăsim și în stemă. Următorul slide, rog. Care e profilul nostru? Vă rog să rețineți ideea cu corona. Care este profilul nostru cultural? Din studiul de consum, reiese că brașovenii sunt foarte apropiați de tradiții și asta este un lucru foarte bun, dar n-au mare legătură cu ce se întâmplă în cultura contemporană europeană. Este excelent că sărbătoarea junilor este cea mai importantă sărbătoare a orașului Brașov, dar nu credeți că este extrem de puțin pentru un oraș cultural să ai doar niște juni care intră în cetate călare și apoi ai niște manifestări la Bietului Solomon? Putem oare noi să impresionăm Europa culturală doar venind cu tradiții legate de juni?